că am ieșit afară și fetele sunt singure în casă cu Ari. Mie-mi vine să mă întorc acum. Asta e, mă descoperă. Mami, dacă te descoperă și pe tine, își pierd încrederea în noi totală. Mara, parcă am văzut ceva. Cred că era mama. Fugi după ea! Acum! Cine e acolo? Mama, tu ești? Atunci, facem așa. Intri tu, că pe tine te-au mai văzut. Nu o să fie surprinse dacă te văd din nou. Dar cu tine ce facem? Rămâi afară? E cald, e bine, e frumos. Mă bucur de floricele. Că tot spui de floricele, și acelea trebuie plantate. Wow. N-am găsit pe nimeni. Se aude ceva de afară. S-o lua jos, că mi-e teamă să ies cu ea. Aș avea o idee. Dacă tot e frumos afară, să conving fetele să iasă și ele. Oh, uite acolo! Ma! Uite! Acolo! Hai să le facem și noi o față. Acum ce fac? Mă ascund iarăși? Bine atunci. Hai. Și tu nu mai vii? Nu, e mai bine ca eu să rămân afară. Riscăm mai puțin. Și așa erau să mă prindă de câteva ori. Ne ascundem și o lăsăm pe Ari singură pe pat. Sigur o să se sperie când o să vină să ne urmărească. Ariana, ești singură? Ari, unde sunt fetele? Mara, Teo, Bri, vă ascundeți cumva aici? Unde sunteți, fetelor? Fetelor, sunteți aici? De ce ați lăsat-o pe Ari singură? Mara, sunteți aici? Unde ați dispărut, fetelor? Aici sunteți? Mara! Cred că mai bine mai caut și aici. De ce aici nu sunt? Ari, mai bine merg să te duc la mami. Mara! Leo! Bri! Am o surpriză! Ari! Tati, de ce ai ieșit cu ea afară? Eu știu că e cald, dar să-și aduc căruțul și o păturică. Fetele nu mai sunt în casă. Ariana era singură. Acum mă duc la ele. Nu, mami, stai. Mai bine, hai să rămânem afară. Aduc eu tot ce trebuie, stăm un pic la aer. Și de data asta vor avea ele o surpriză când vor vedea că Ari a dispărut. Nu mi-explic. Lecția asta o merită. Repede. Gata, Ari, mergem la plimbare. Tati, stai. Mă duc eu să o plimb prin spate, să stăm ascunse, iar tu caută-le și surprinde-le. Întreabă-le unde e Ari. De ce ori fi plecat ele de lângă copil? Sper să le găsească, tati, pe fete Ari. Te-am prins! Ce-i cu voi aici? Nu trebuia să aveți grijă de Ari? Și tu nu trebuia să fii la teatru? Eu m-am întors de la teatru. Când așa repede? Doar ce-a plecat tati după tine?
Am venit cu taxiul. Atunci de ce ești în papuși de casă? Cred că m-a schimbat la ușă înainte să o iau pe Ari. De ce era Ari singură? Cum adică crezi că te-ai schimbat la ușă? Adică voiam să zic că m-am schimbat la ușă atunci când mi-a adus-o tati pe Ari. Tati? Păi nu tu ai spus că ai plecat cu taxiul, iar tati s-a dus după tine? Da, cred că s-a întors și el și a uitat portofelul acasă. Iar scuza cu portofelul! Voi credeți că mai avem vârsta Brianei să ne păcălesc pe toate? Hei, ce aveți cu vârsta mea? Părinții au plecat la teatru, tu îi crezi, Bri? Păi exact despre asta e vorba. Pe tine au reușit să te păcălească. Lăsați prostiile, mergem în casă. Trebuie să purtăm o discuție. Noi trebuie să discutăm cu tine și cu tati. Apropo, el unde e? Păi la teatru după mine. Mă caută pe acolo, probabil. Lasă mamă vrăjeala, că nu mai ține. A plecat să vă caute pe voi prin casă, pentru că ați lăsat-o pe Ari singură. Cum ați lăsat-o pe Ari singură? Păi am vrut să vă panicați și voi, pentru că v-am descoperit de pe balcon. Uite! Acolo. De pe balcon? Ce căutați voi pe balcon? Am auzit zgomote afară. Zgomote? Când noi am mers în vârful picioarelor, așa pe pernițe ca motanii? Erați la flori, discutați despre ele ceva. Nu cred că despre flori discutam. Cred că discutam despre voi, care sunteți ca niște flori. Gata, nu încerca să ne lingușești. Mergem în casă să ne explici de ce nu ți-a avut încredere în noi. Bine, hai în casă. Deja bate un pic vântul și Arianei îi se face frică. Uite acolo, eu până aici care hai, pe bine, ce ce-i cu voi, fetelor, afară? Tati, știam noi! Pe unde umblați? Liniște, mă duc să o culc pe Ari. Voi descălțați-vă și intrați în sufragerie, pentru că trebuie să vorbim. Așa că să vă gândiți la ce aveți să-mi spuneți. Da, da, ai dreptate, mami. Abia aștept să văd ce aveți să ne spuneți pentru ceea ce ați făcut. Noi ce aveți voi de spus? Lasă-l! Hai, mami! Am dat-o pe Ari și acum să vedem. A spus că aveți grijă de Ari și a lăsat-o singură. Motivul? De ce ați făcut asta? Asta s-a întâmplat la final, după ce v-am văzut. Am vrut să vă panicăm puțin pentru ceea ce ne-ați făcut. Ce v-am făcut atât de grav încât să o lași pe Ariana singură? Ne-ați spionat! Și nu ați avut încredere în noi. Nu ne-ați lăsat o secundă singură acasă, deși ați promis că veți face asta. Îmi pare rău, sunt foarte grijulie și nu pot să las copiii acasă singuri. Nici cu Bri nu v-aș fi lăsat. Dar rămite cu un bebeluș. Mami! Și apropo, de ce toată ziua aveți altă ținute? Vă schimbați non-stop? Păi a vomitat Ari pe noi! A vomitat, ce te-am zis eu! Și apropo, de ce să nu ai încredere în noi? Am avut foarte mare grijă de Ari. Am schimbat-o, am hrănit-o. Asta e adevărat, mami? Am relaxat-o, am adormit-o. Da, dar asta doar sub stricta noastră supraveghere. Mami, noi nu știam că ne urmăriți. Tocmai despre asta e vorba. Așa sunt eu. Nu pot să fiu altfel. Așa e. Și eu am acceptat. N-am avut încotro. Sunt prins la mijloc. Știți cum e mami? Când își dorește ceva... Nu pot să refuzi. Cum zice mami. Tu de ce nu vrei să te relaxezi, mami? Trebuie să mai ieși și tu din casă. Cam așa e, mami. Au dreptate, fete. Nu pot fără copil. Iar cu copilul e greu. Atunci mergem cu toții și te ajutăm. Chiar așa? Ați vrea să ieșim? Da. Da, și să-i luăm și cadouri Arianei. Poate și nouă, că am avut atâta grijă.
Of, întotdeauna mă condiționați. Unde ați vrea să mergem? La mol! Tu ce ai zis? La mol. Și tu? Jumbo. Mara? La restaurant. Ok, atunci propun să le facem pe toate. Hai de la Jumbo. Da. Că tot vine Paștele, poate găsim decorații uuuuni. Nu, este despre Ari. Ei cumpărăm cadouri. Și apoi la restaurant. E destul de foame. La mol, la mol, la mol. Sunteți gata? Da! Haideți! Suntem în locul potrivit pentru a alege cel mai frumos cadou pentru Ari. Pentru că ăsta este challenge-ul nostru de astăzi. Iar dacă de obicei în acest magazin, fix la intrare, găseam obiecte de sezon, de Crăciun aici se aflau Moș Crăciun, de Paști se găsesc obiecte de Paști, de Halloween, fel de fel de monștri și măscuțe. Acum, parcă s-a potrivit exact challenge-ului nostru. Avem un perete întreg cu jucării de bebeluși. Și eu deja încep să aleg pentru Ari. Ce ziceți de acest unicorn drăguț? Un telefon! Eu am ales o jucărie senzorială. A mea e cea mai potrivită pentru Ari. Ale mele sunt ele mai potrivite. Eu zic că jucăria mea de pătut e cea mai potrivită. Eu vreau o floricică din asta cântătoare. Eu sunt de părere că sunteți într-o eroare totală. Am spus în acest challenge că trebuie de Paști. Și de Paști și pentru Ari? Exact. Dar cam târziu v-ați prins. Păi și ce, cu aceste jucării nu se poate juca de Paști? Mă, bine că da. Mami, a mea. A mea e potrivită pentru orice. Mai vedem. Voi adunați ce trebuie și la urmă hotărâm. Și asta este potrivită pentru Ari. E de Paști, are urechi. Viț. Un porcușor. Se potrivește pentru Ari. Eu vreau iepurașul pentru Ari. Eu vreau asta pentru Ari. Eu asta pentru mine, pentru că Ari nu poartă pupuri. Ce iepuraș? Am luat ăsta. Îi luat iepurașul. Sunt potrivite pentru Paști. Ariana o să se bucure. Coroniță de Paști, urechi de iepuraș. Și are viață de o grămadă de lucruri înăuntru. Cărticele cu adunături. Dar acestea sunt mai simpatice, așa că o schimb. Și abia aici era unul pentru Paști. Numai că nu sunt lucruri atât de potrivite pentru bebeluși. Dar nu-i nimic. Ce, cadouri pentru noi nu se poate? De data asta fac eu un cadou, iepurașilă. Am avut eu dreptate, cadouri pentru toată lumea. Uitați câte ori de pus în pomul de Paști. De curând a apărut și la noi tradiția să împodobim un pom de Paști. Cadouri pentru Ari. Uitați! Iepuraș! Pentru Ari! Acum voi luați orice și spuneți că e pentru Ari. Sunteți șmechere. Uite, pentru Ari. Sigur pentru Ari. Copilul și fetița. Tatăl și mama urmează să o luăm acum. Deci super, cum a zis Teo. Aleg și eu ceva pentru Ari, dacă tot ăsta-i trendul. Da, tot pentru Ari. Cadou. Uite ce-am găsit pentru Ari. Așa-i. Toate dați pentru Ari. Da, pentru Ari. Îmi iau și una pentru Ari. Îmi iau una. Cană cu iepuraș. Iar acum, înainte să mâncăm, să mergem un pic la cumpărături. Dacă nu la mol, măcar la un magazin pentru bebeluși. Ții, bebe, nu-ți place marsupiu? Le-am un marsupiu pentru bebe. Gata! Eu vreau să iau marsupiu. Sau așa. Să schimbăm copilul în magazin. Voi ați făcut asta vreodată? Pentru ori. Hai să vedem dacă e vin. Ne îmbrăcăm în rochiță și...
Și folosim pantofiori dacă reușesc să-i nimeresc piciorușul. Uite că-i vin. Numai că sunt fiși, fără șosete. Gata? Gata, am schimbat-o. Am ajuns și la restaurant, cu tot cu Ari, pentru voi, fetelor. Și pentru mine, nu? Super! Păi atunci să ne alegem. Mai repede, mă rog, că noi am ales deja. Ești mai mofturoasă decât Ariana. Mami, dar Ariana avea lapte, nu e mofturoasă. Mâncarea Ariana a ajuns. Asta e iute. Mofturi, mofturi, exact cum am zis mai devreme. A mea e perfectă. Domnul și mi-a ajuns și mie mâncare. Poftă bună! Tiramisu! Desertul meu arată extraordinar. În sfârșit, nu mai ești mofturoasă! Acum vrem acasă! Noi am intrat! Veniți cu bagajele! Am venit! Wow! Și Mara! Bun, cum facem? Cine începe? Eu! Voi? Păi vă rog, începeți! Eu încep cu Ari. Eu încep cu iepurașii. Wow! Și Bri! 3, 4, 5, 6, 7. Wow! O întreagă familie de iepurași! Mai e un iepuraș aici, mami. Pentru Ari. E și o coruntă de iepuraș, tot pentru Ari. Haideți să-l scoatem. Cum îl scoatem, wow. Mare pe iepurilă. Nu-i strica, pușca. Mami, nu-i merge coronița asta lui Ari. Atunci pentru Bri. Uite ce simpatică e. Ne trebuie bate. S-a închis tot iepurașul nostru de Paște. Asta este mai bine. E tot mare. Un coșuleț cu iepuraș. Momentan nu avem baterii, dar îl punem așa. Un unicorn pentru Ari. Să-l deschidem. Uite, pentru Ari, eu îl am luat. Tot iepuraș de Paște. Ia uitați câte am eu. Un unicorn. Un iepuraș. Un cățeluș. Un ursuleț. Fetelor, acestea nu sunt toate pentru Ari. Sunt 4 jucării pentru 4 fetițe. Teo, ce alegi? Unicorn. Bri, tu ce alegi? Iepurașul. Iepurașul se duce la iepuraș. Mara, tu ce alegi? Cățelușul. Și ursulețul Ari. Uite, Ari, ursulețul tău. Când o să ai păr, o să-ți facem și codițe. Mai avem ceva. Dar nu e pentru Ari. Asta e pentru Ari. Wow! Ei, uite, Ari, pentru tine. Colorată și frumoasă, pentru stimulare. Și am mai găsit și încă un koala. Cred că ăsta e pentru mine. Voi toate aveți câte o jucărie din asta, Fluffy. Ia uite, asta am luat eu, de 3 ani plus. Pentru Ari. Bri, e de 3 ani plus. Acesta e pentru tine. Mulțumesc, mami. Eu am ceva pentru Ari. O caracatiță. Și are zornoitoarea separată. Și eu am găsit acest iepuraș, este al meu, eu l-am cumpărat. Acesta nu este al tău, acesta e pentru Ari. Nu, Mara, nu se face așa de la mine. Și ăsta-i pentru Ari și Are. Oh, sunete! Uite, Ari, primul tău telefon. Hello! Și am încă ceva pentru Ari. Și am o jucărie. Și ăsta pentru Ari. Și aceasta este pentru mine. Ăsta nu e pentru Ari. E pentru Teo. Eu am o jucărie senzorială. Hai să o deschidem. Ari ține jucăria în mânuță, uite. Cum arăt? Tot pentru Ari? Nu? Ta-da! Wow! Ce faină e! E mare! Poftim, Ari! Și la mânuță aici. Deschide mânuță. Ce mai avem pentru Ari? Am
am găsit! Un iepuraș, că tot vine Paștele! Și eu am luat! Ari a primit o mulțime de iepuraș! Uite, asta chiar e 0 plus! Și eu am ceva pentru mine! Am luat 3! Merge să le probați! Asta e recompensa, să spun așa, aveți și voi ceva! 1, 2, 3 și... Sucul trece pe la ochi! E rece! Ce tare e! Cum e vrei? Acum v-a trecut supărarea pe noi! Da! Ia, uite! Pentru pătuțul Arianei! Sau pentru căruț! Eu prefer să o pun pe căruț! Da, o să facă un contrast! Căruțul e verde, asta este roz! Elefanțel! Două coșulețe! Aici e un marsupiu pentru Ari și pentru mami! Și eu iau un set de doctor care l-am luat eu! Vreau să probez marsupiu să vedem cum se simte Ari în el! Și eu vreau să-mi deschid trusa de doctor! Ia să vedem noi ce doctoriță în devenire vom avea în casă! Ia să vedem! Vine la doctor, dar și eu eram doctoriță. Nu, eu sunt doctoriță pentru că eu am luat ăsta. Și eu cu Teo ne-am luat ceva, n-am putut să ne abținem. Un joc pentru copii mai mari de 6 ani. Hei, marsupiul ăsta e ajustabil. Noi avem acum un bebe mic, așa că-l ajustăm pentru copii de 50 de centimetri. Îl punem pe roșu. Îl prindem centura. Ajută mamara. Mai strâns. Un pic mai strâns. El trebuie să stea fix aici ca să susțină bebelușul. Venim cu Ariana. Ariana, cu piciorul aici și unul aici. Venim cu bretelușa. Ne uităm una la alta. Ne îndem o dată și aici. Hei, e bine susținută, Ari. Ne dăm jos că mami se poate plimba cu ușurință cu ea. Am reușit să o și alăptez așa. Deci se poate. Și nu o vede nimeni. Dar mami, pentru ce sunt astea? Ei, descoperim noi pe parcurs. Se prind undeva. Cred că ne-am învățat cu toții lecția. Noi, părinții, trebuie să avem mai multă încredere în voi, copii. Iar noi trebuie să fim mai responsabile. Lăsați vorbăria. Avem de îngrijit 4 fete. Așa e. Să începem cu cea mai mică.